George Simion este acuzat că ar fi agresat un bărbat în timpul unui eveniment public din capitală. Parlamentarul participa la festivalul Micul de Aur când individul s-a apropiat de el. Acesta a filmat cu telefonul mobil și transmitea pe Facebook în timp ce îi punea lui Simion întrebări referitoare la presupusele relații ale acestuia cu Rusia. Cum e să țineți cu rușii? Nu te mai mănâncă mici! Cum e să țineți cu rușii? Cum vă simțiți? Sunteți live pe Facebook? Bravo, foarte bine! Da? Și cum e? Nu știu, a venit un prost la mine să mă întrebe ce simt cu rușii. Și rușii cum sunt? Rușii cum sunt? A, ce faci? Nu punea mâna pe telefon! Nu punea mâna pe telefon! Ai pus mâna pe mine! Vrei să mai pun o dată mâna pe mine? După cum se vede și se aude în filmarea postată pe internet, Simion l-a jignit pe bărbat. Ulterior, pentru că nu renunța la întrebări, liderul AUR a pus mâna pe telefonul acestuia. După acest incident, George Simion spune într-un comunicat că ar fi fost făcut, citez, cu ou și cu oțet de un domn care a prezentat povestea denaturat. Susține că bărbatul l-a provocat de mai multe ori și că atitudinea sa a fost una relaxată. Precizează că nu l-ar fi agresat, ci doar l-ar fi atins pe mână, moment în care acesta ar fi început să urce.